Pompierii piteșteni au trecut cu bine testul presei, au lucrat sub presiunea timpului, a pericolului și a intervenției jurnaliștilor într-un scenariu atât de bine pus la punct încât părea real. În această săptămână s-a desfășurat sesiunea de pregătire a șefilor gărzilor de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Această sesiune de pregătire a vizat acumularea de noi cunoștințe din diferite domenii necesare intervenției în situație de urgență. Apreciem că activitatea a fost una deosebită, ne-am atins scopurile propuse și vom continua cu astfel de acțiuni de pregătire. Deși au fost supuși unor momente care nu apăreau inițial în pregătirea exercițiului, aceștia nu s-au pierdut cu firea și au acționat întotdeauna. La finalul evenimentului, pompierii și comandanții lor au fost felicitați pentru bunul mers al acțiunii.